Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Respectul nostru față de Dumnezeu ne pune în situația să citim, să medităm, să memorăm și să împlinim cuvântul acestei cărți. În afară de Biblie, nu avem nimic de la Dumnezeu în mod real. Sigur că după primul dar primit prin Biblie, am primit al doilea dar prin Hristos și al treilea dar prin Duhul lui Dumnezeu care a venit la cincizecime. Astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre dușmanii bisericii și dacă data trecută am abordat capitolul 3 din Faptele Apostolilor, cartea cu numărul 5 din Noul Testament, astăzi aș vrea să ne uităm în capitolul 5 și să descoperim doi dintre marii dușmani ai bisericii. Privind în capitolul acesta, observăm că primul mare dușman al bisericii este ipocrizia ca și potențialitate a oamenilor credincioși din interiorul bisericii. Cel de-al doilea mare dușman este adversitatea și prigonirea oamenilor credincioși din partea oamenilor necredincioși din afara bisericii. În acest capitol, ne este arătată o familie de oameni credincioși surprinsă în ipocrizie și pedepsită pentru ipocrizie. Iată dar că există riscul potențial pentru oamenii care merg la biserică să fie ipocriți. Nu e ideal ca oamenii credincioși să fie ipocriți, dar unii dintre ei sunt. Tot la fel, riscul oamenilor necredincioși din afara bisericii este, dacă ei nu cred, să-i prigonească pe cei care cred și merg la biserică. Nu-i normal ca ei să prigonească pe cineva, pentru că noi nu avem dreptul prin forță să forțăm pe cineva să fie cum vrem noi. Însă există riscul potențial al necredincioșilor să-i prigonească pe credincioși. Capitolul acesta ne prezintă câteva poziții față de puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin apostoli. Mai întâi, puterea care este imitată de familia Anania și Safira. Această familie și-a vândut o moșioară, o proprietate, și a promis bisericii că aduce suma integrală și o donează la templu. Înainte de ei, la sfârșitul capitolului 4, Biblia ne prezintă un bărbat, Iosif, zis și Barnaba, care și el are un ogor, îl vinde și aduce suma integrală la templu. Anania și Safira n-au avut nicio obligație să aducă bani la templu, nici o parte din bani, nici toată suma, dar ei au promis că fac lucrul ăsta și au spus că atâția sunt banii care i-au luat pe moșioară, dar ei opriseră o parte din sumă, au vrut și să rămână cu bani, dar și să rămână cu reputația de oameni generoși care au adus chiar totul la biserică. Oamenii ăștia sunt extraordinari. Însă Apostolul Petru și ceilalți apostoli au avut o descoperire de la Dumnezeu prin care au fost înștiințați că Anania și Safira mint. Apostolul a întrebat pe Anania, atâția bani ați primit pe moșioară? Și el a spus da. Și Anania spune, ăștia-s toți banii pe care i-am luat pe moșioară și pe toți i-am adus la templu pentru că noi suntem credincioși lui Dumnezeu. Și Petru, sub călăuzirea Domnului, îi spune, cum Satana ți-a pus pe inimă ca să-L minți pe Duhul Sfânt, ca să-L minți pe Dumnezeu? Stimați prieteni, v-ați gândit vreodată că atunci când un om îl minte pe un alt om, de fapt îl minte pe Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că pentru o simplă minciună, un om pe care l-a chemat Anania a fost pedepsit de Dumnezeu și omorât? Puțin mai târziu, trei ore mai târziu, spune Biblia, a intrat soția lui în casă. Și apostolul îi oferă și ei șansa să-și recunoască vinovăția și să spună adevărul și spune, Safira, cu atâția bani ați vândut moșioara? Și ea spune, da, doar cu atâția bani. Și apostolul Petru îi pune aceeași întrebare, cum v-ați înțeles voi ca să-L ispitiți pe Duhul lui Dumnezeu, să-L testați pe Duhul lui Dumnezeu? Cade și ea la pământ și moare. Poate vă întrebați de ce astăzi nu mai mor oamenii atunci când mint. Și am putea să spunem, bine că nu mai mor oamenii atunci când mint, ar mai fi puțini oameni pe pământ. Scopul lui Dumnezeu nu este să-i omoare pe oameni pentru orice păcat pe care îl fac ei. Scopul lui Dumnezeu uneori este pedagogic, să dea o lecție oamenilor, crezând că aceștia iau în serios lecția practică a vieții și empiric primesc o învățătură personală
pentru folosul lor duhovnicesc. Privind la lecția aceasta de viață, învățăm câteva lucruri. Prima, Dumnezeu urăște ipocrizia. Ipocrizia nu pare un păcat mare, a te da drept cine nu ești. A folosit tot felul de artificii pentru a te prezenta mai grozav decât ești. Dumnezeu urăște această ipocrizie pentru că ea este expresia mândriei. Apoi, conștiința trebuie păstrată curată. Orice murdărie a conștiinței este un păcat. Și trei, disciplina bisericească este absolut necesară, dar și suficientă. Ca și recomandare, păcatele personale trebuie îndreptate personal, iar păcatele publice trebuie îndreptate public. Indiferent de context, religios, politic, sportiv, economic, profesional, intelectual, familial, ce este făcut în ascuns trebuie îndreptat în ascuns, ce e făcut în public trebuie îndreptat în public. Trebuie acordată șansă de pocăință celui care este vinovat. Menționez că Safira a fost întrebată: cu atâția bani ați vândut moșioara? Și ea, în loc să folosească oportunitatea și să spună adevărul, a persistat în păcatul ei. Una e să cazi într-un păcat și alta e să trăiești într-un păcat repetându-l. Repetându-l și refuzând glasul conștiinței care spune să te oprești. Puterea te poate sfinți, dar te poate și ucide. Observați că pe ei i-a ucis. Puterea lui Dumnezeu, care te poate sfinți și ajuta, pe care noi o cerem în momente de criză, pe ei i-a omorât, pentru că s-au jucat cu ea. În al doilea rând, pe lângă puterea imitată de familia aceasta, care s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu de ipocrizie, Dumnezeu a dat bisericii care era la început un exemplu despre gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, urmează puterea manifestată. Apostolii predică Evanghelia. Minunile au de obicei rezultate opuse. Unii urăsc pe apostoli, alții îi simpatizează pe apostoli. Și astăzi este la fel. La aceeași slujbă, într-o biserică istorică sau evanghelică, sunt oameni care spun: frumoasă predică, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe predicator. Și sunt alții care spun: iar a venit ăsta, iar spune aia, bate apropo la mine sau la soția mea. Oamenii sunt foarte diferiți și fiecare ascultă în funcție de starea inimii lui și din același mesaj, oamenii, datorită stării inimilor lor, nu a predicatorului, pot înțelege 10 mesaje. Predicarea Evangheliei îi apropie pe unii și îi îndepărtează pe alții. Sunt oameni care se îndepărtează când se predică această Evanghelie. Și predicarea aceleiași Evanghelii pe unii îi apropie, în timp ce pe alții îi îndepărtează. A treia manifestare a puterii este puterea persecutată. Observați că Saducheii, marele preot, capitanul templului, care e șeful poliției din vremea aceea, i-au arestat pe apostoli. I-au arestat pentru că a predicat Evanghelia. Dar această Evanghelie nu era a lor, nu e o carte scrisă de ei. Această carte este scrisă, este inspirată de Dumnezeu. El i-a inspirat pe apostoli, pe profeții din Vechiul Testament, pentru cele 39 de cărți, Vechiul Testament, și pe apostoli, pe cei 27, pentru cele 27 de cărți ale Noului Testament. Însă acești oameni s-au făcut stăpâni peste sufletele celorlalți și pur și simplu nimeni nu avea voie să mai spună decât ceea ce ei considerau că este bine sau rău. Saducheii sunt scandalizați de predica lui Petru, care proclamă puterea învierii, doar pentru simplu motiv că ei nu credeau în înviere. Observați că oamenii au alergie când se spune ceea ce ei cred că nu este adevărat. Cu alte cuvinte, nu avem voie să mai spunem altceva decât ceea ce oamenii din jurul nostru confirmă. Cu alte cuvinte, trebuie să devenim ipocriți, trebuie neapărat să devenim niște copii ale unora, pentru că oamenii nu ne mai dau dreptul să ne spunem punctul de vedere. Pentru asta trebuie să intrăm în pușcărie. Observați că marele preot, care era cel mai mare preot al vremii, Saducheii, care erau una dintre partidele religioase din Israel, era pătura bogată a oamenilor credincioși din Israel, fierbeau de mânie și de invidie. Frumoasă caracterizare pentru un preot. Frumoasă caracterizare pentru niște oameni credincioși. Să fiarbă de mânie. Păi dacă ei fierb de mânie, atunci cei necredincioși ce mai fac? Priviți, vă rog, că de data asta nu mai sunt arestați doar Petru și Ioan, ci arestează pe toți. Ei sunt eliberați însă de un înger. Ce paradox!
oamenii arestează, un înger al lui Dumnezeu eliberează. Îmi permiteți câteva întrebări. Ce rost are să arestăm un om dacă un înger al lui Dumnezeu oricum îl eliberează? Arestarea este ineficientă. Arestatorii devin frustrați, nu-și ating scopul, nu-și împlinesc misiunea. Mai mult de atât, îngerul lui Dumnezeu, care e calificat superior, pune în evidență, demască inferioritatea noastră și faptul că am făcut un lucru greșit. Încă un lucru care trebuie menționat aici. Dacă ești persoana arestată, de ce trebuie să te sperii dacă un înger al lui Dumnezeu oricum te eliberează? Acest fenomen prezentat în Fapte 5 este un mesaj pentru cei care sunt persecutați. Mesajul este următorul. Dumnezeu știe cu ce te confrunți. Îți cunoaște frica, limitele, știe că oamenii și-au propus să-ți facă rău, știe că nu poți controla situația în care te afli, știe că din pușcărie nu poți ieși singur. Și atunci Dumnezeu trimite pe cineva care e superior tuturor oamenilor. Ușile temniței rămân încuiate, dar un înger, cu puterea pe care doar îngerii o au, prin ușile încuiate îi scoate pe apostoli. Ce bine e să slujești un Dumnezeu care are îngeri. Ce bine este să slujești un Dumnezeu care are putere să te scape din orice situație și nu are nevoie de semnătura primarului. Ce bine este să fii copilul acestui Dumnezeu, să fii prietenul lui, să trăiești în inima lui și el să trăiască în inima ta. Este o lecție de viață extraordinară. Observați că oamenii aceștia sunt chemați să răspundă de ce îl predică ei pe Iisus. Și în loc să răspundă de ce predică ei pe Iisus, ei continuă să predice despre Iisus. Apostolii nu au socotit că este necesar să se justifice sau să-și ia apărarea. Ei au folosit luarea de cuvânt ca să vorbească despre Iisus. Stimați prieteni, vorbim prea mult despre noi și mai ales în biserică, care e casa lui Dumnezeu. De fapt, sub protecția unei aparente modestii, vorbim prea mult despre realizările noastre, e adevărat, de cele spirituale. Vorbim prea mult despre succesul nostru, despre inteligența noastră, abilitățile noastre. Scriptura ne spune că Petru, când a avut ocazia să vorbească, a vorbit despre Iisus Hristos, care a murit și a înviat. Asta a fost predica lui. El nu spune despre ce a făcut el, ce isprăvi, ce succes. Nu, el vorbește doar despre Iisus. Noi suntem doar niște servi ai lui Dumnezeu. Și menirea noastră este să-L înălțăm pe Stăpânul nostru. Nu trebuie să ne înălțăm pe noi și nici misiunile noastre. Și nici slujbele pe care reușim să le facem. Și nici vindecările care uneori se întâmplă și prin noi, prin harul lui Dumnezeu. Și nici prin mulțimea de oameni care au venit la credință prin slujirea noastră, prin harul lui Dumnezeu. Noi un singur nume trebuie să pronunțăm. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi o singură persoană trebuie să înălțăm. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ori de câte ori avem posibilitatea, trebuie să vorbim despre El, nu despre noi și despre familiile noastre și despre misiunile noastre. De fapt, atunci când vorbim despre noi, este clar cine e pe primul loc. Și atunci când vorbim despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din nou este clar cine e pe primul loc. Ipocrizia nu poate ascunde adevărul. Renunțare în fața puterii. Observați, vă rog, că sunt eliberați de un înger, însă primesc porunca să meargă din nou să predice și atunci sunt din nou arestați, însă apare Gamaliel. Gamaliel era învățătorul uneia dintre marile școli de gândire ale vremii. Nu uitați că mai târziu Saul din Tars, actualul Pavel, apostolul Pavel, a învățat la picioarele lui Gamaliel. Însă educația pe care Gamaliel i-a dat-o lui Saul l-a pus în situația să se ducă în Damasc, capitala Siriei, și acolo se aresteze pe creștini. Totuși, de data aceasta, Gamaliel și-a manifestat înțelepciunea și le-a sugerat autorităților să nu-i închidă pe apostoli, să nu-i mai necăjească și să-i lasă în pace. Argumentul lui a fost simplu și practic. A spus el: oameni buni, dacă predicatorii aceștia sunt de la Dumnezeu,
voi nu vă puteți împotrivi lui Dumnezeu. Ba, dimpotrivă, o să vă faceți de lucru cu Dumnezeu. Iar dacă predicatorii ăștia sunt niște terchia-berchia, cum spuneți voi că sunt, lăsați-i în pace că niște terchia-berchia nu sunt în stare să facă nimic. Nu? De ce vă puneți la mintea la niște terchia-berchia? Cu alte cuvinte, le-a spus preoților, le-a spus saducheilor, voi știți că oamenii ăștia nu sunt terchia-berchia. Voi nu vă temeți de terchia-berchia și dacă vă temeți, înseamnă că ei nu sunt terchia-berchia. Omul ăsta le-a dat un sfat înțelept. Dacă sunt niște oameni de nimic, nu vor face nimic. Iar dacă sunt oamenii lui Dumnezeu, voi nu vă puteți spune împotriva lui Dumnezeu. Iată dar care sunt cele două mari probleme cu care se confruntă Biserica lui Dumnezeu. Atunci și acum. Prima problemă e din interior. Neseriozitatea, mediocritatea și superficialitatea unora dintre credincioși îi împinge să devină ipocriți. Lucrul acesta este un păcat destul de mare. Problema oamenilor din afara bisericii, a necredincioșilor, este păcatul, iar soluția la păcat este pocăința. Atunci când oamenii nu se pocăiesc și nu urăsc păcatul, cei mai mulți dintre ei vor deveni violenți față de biserică și față de oamenii bisericii. Îi vor prigoni pe credincioși. Cea mai mare problemă a oamenilor din interiorul bisericii, a credincioșilor, este imaturitatea. Și soluția la imaturitate este sfințirea. Atunci când credincioșii nu se materizează, când nu urăsc mediocritatea și superficialitatea spirituală, unii dintre ei vor deveni ipocriți și prin ipocrizie vor strica mărturia Bisericii lui Dumnezeu între oameni. Am vrut să vă spun astăzi câteva cuvinte care pun în evidență dușmanii spirituali. Un dușman din interior, unii credincioși sunt ipocriți și când oamenii din lume îi cunosc pe acești credincioși ipocriți, ei cred că toată biserica este ipocrită, toți credincioșii sunt ipocriți și tendința lor de a veni la biserică dispare pentru că ei disprețuiesc pe oamenii aceștia care vin la biserică, dar vin degeaba. Cât de mare rău fac unii oameni care vin la biserică lui Dumnezeu. Tocmai venirea lor la biserică, care nu-i schimbă și rămân tot ipocriți, devine un instrument în mâna diavolului, nu în mâna lui Dumnezeu. Cine vine la biserică ar trebui să se schimbe. E adevărat că îi se poate reproșa că a fost cândva un om rău, dar nu mai este astăzi. Bunica spunea, nu mă întreba cine am fost. Întreabă-mă cine sunt. Noi toți avem în trecutul nostru lucruri jenante. Însă dacă am reușit să ne disciplinăm, să le abandonăm, să ne corectăm caracterul, aceasta este misiunea vieții lăudabil. Tot la fel, sunt în afara bisericii oameni care nu vin la biserică, dar îi urăsc pe cei care vin. Și Dumnezeu ne spune să nu le răsplătim cu aceeași atitudine, să nu fim ca ei. Dumnezeu ne spune că soluția pentru astfel de oameni este iubirea, bunătatea. Ăștia sunt un fel de cărbune aprinși pus pe capul lor. Dacă ești un adevărat credincios, fugi de ipocrizie. Dacă ești un om necredincios, fugi de violență. Vino la Dumnezeu și pregătește sufletul pentru ceea ce nu poți evita, ceea ce urmează după viața, care se va termina într-un moment neașteptat, subit. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Profită de viața veșnică pe care o poți avea prin Hristos, Mântuitorul, care a murit să plătească păcatele noastre, pedeapsa noastră, vinovăția noastră și pur și simplu să fim mântuiți de Dumnezeu în numele Lui. Vă invit, stimați prieteni, vă invit, doamnelor și domnilor, să vă gândiți la aceste lucruri spre folosul personal. Noi toți suntem la fel. Chiar dacă unii suntem profesori, alții muncitori, chiar dacă unii trăim în America, alții în România, chiar dacă unii suntem bărbați, alții femei, chiar dacă unii avem doctorate și alții nici 4 clase punem degetul, noi toți suntem muritori. Când Titanicul s-a scufundat, avea 3 clase. Clasa 1, unde erau oamenii superbogați, clasa 2, unde erau oamenii medii, obișnuiți, și clasa 3, unde erau oamenii săraci. După ce s-a scufundat, au mai rămas doar 2 clase. Prima clasă erau oamenii vii, cei de la clasa 2 erau oamenii morți. Observați cum este viața, astăzi suntem împărțiți în atâtea categorii. Însă,
când moartea o să bată la ușa inimii noastre, o să rămânem doar două. Vii și morți. Viața e scurtă, trece oricum, însă eternitatea este fără sfârșit. Ești sigur că ai un loc în împărăția lui Dumnezeu? Da, Dumnezeu nu există. Poți să-mi prezinți dovezile? Ești convins că nu există? Crezi că dacă nu există în mintea unui om, nu există în realitate? Eu pot să cred că nu există tancuri în Rusia, dar asta înseamnă că nu există pentru că eu nu cred? Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și experiența pe care ne-au dat-o anii de viață să ne conducă la maturitate, la discernământ și la o atitudine înțeleaptă. Stimați prieteni, nu e vorba de mine, e vorba de noi. E vorba de fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu și în rugăciunea aceasta pe care El întotdeauna o ascultă, să-i spunem lui Dumnezeu ce vrem și să-i cerem mântuirea, pentru că este dreptul nostru să-i cerem Tatălui nostru care este în ceruri să ne ierte în numele lui Iisus Hristos care a murit ca să primim iertarea. Tată Ceresc, ne aplecăm înaintea Ta și în inima noastră există admirație pentru că ne-ai căutat când nu meritam. Știm, Doamne, că Ți-am greșit în multe feluri și nici nu știm în câte feluri Ți-am greșit. Dar ne cerem iertare, ne pare rău, ne asumăm, Doamne, responsabilitatea vinovăției, însă Te implorăm, deși suntem conștienți că merităm să fim pedepsiți, Te implorăm să ne ierți. Iartă-ne pentru că ne pare rău, iartă-ne pentru că ești bun, iartă-ne pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi, iartă-ne, Doamne, pentru că la Golgota au fost plătite păcatele noastre. Acordă-ne iertare și apoi dă-ne putere să ne corectăm viața prin puterea pe care Tu ne-o dai, prin harul pe care Tu îl pui în noi. Ajută-ne să fim credincioși, asemenea unor copii care au fost altădată neascultători, dar și-au venit în fire și s-au întors la părinți, regretând ieșirea lor în decor. Și noi astăzi venim înapoi la Tine și vrem ca să zâmbești din pricina noastră, vrem, Doamne, să fim ascultători și să Te bucuri de noi, pentru că mare a fost bunătatea Ta față de noi. Doamne, noi avem oameni care au fost aproximativ de vârsta noastră care astăzi sunt în țărâna pământului. Le-au rămas femeile văduve și copiii orfani, dar noi încă mai suntem în viață. Nu suntem cu nimic mai bun decât ei, e doar favoarea Ta, darul Tău. Înainte să se întâmple și cu noi ce s-a întâmplat cu ei, vrem să ne rezolvăm marea problemă, să ne împăcăm cu Tine și să avem viața veșnică. Iartă-ne de păcat și primește mulțumirea că ne-ai iertat. Primește viața noastră închinată Ție, voința noastră o punem în fața Ta la cruce și îți mulțumim că ești Dumnezeu adevărat, sfânt, bun și drept. A Ta să fie onoarea, cinstea și gloria și inima noastră să fie tot a Ta. În numele Domnului Iisus Mântuitorul ne-am rugat și împreună cu dumneavoastră să spunem amin. Stimaților, mulțumesc pentru răbdare, pentru bunăvoință, vă binecuvintez la despărțire, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul bisericii și al acestei cărți, să fie cu dumneavoastră și până data viitoare când am nădejdea să ne revedem, să aveți zile frumoase.